Este o plăcere să vorbesc despre Radu Beligan, pentru că l-admir și îl iubesc. Înainte de a-l cunoaște, i-am cunoscut vocea. Eram elev la un liceu din Suceava, în anii 60, aveam un aparat de radio cu tranzistor, pe atunci se numea pe scurt un tranzistor. Și când lipseam de la școală, că nu mă duceam totdeauna la școală, deși eram un elev cu note mari, mă duceam pe un deal din apropierea Sucevei, acolo unde sunt ruinele cetății lui Ștefan cel Mare, și ascultam teatru radiofonic. Și vocea lui Radu Beligan mă impresiona în mod special datorită ironiei pe care o conținea. Ironia este o formă de complicitate între artist și public. Pentru că tu înțelegi ceea ce vrea el să înțelegi ca un mesaj secret. Au trecut ani, l-am aplaudat pe Radu Beligan de multe ori și ca student când am venit în București, în piesele lui Eugen Ionescu, în piesele multor dramaturgi străini și români. El era vedeta, pentru el mă duceam de multe ori la un spectacol de teatru. Și au trecut ani și nu credeam că o să am norocul să-l cunosc în mod direct. Și iată că miracolul s-a întâmplat acum câțiva ani, mergând pe stradă, o fată frumoasă care s-a recomandat Mona Radu și care este asistenta lui Radu Beligan m-a oprit și m-a invitat la un restaurant unde Radu Beligan voia să mă sărbătorească el pe mine. Ah, atunci am crezut că pe cap îmi cade cerul, cum zice Eminescu. Și acolo, în plin restaurant, Radu Beligan a citit din cartea mea Jurnal Secret, care îi plăcuse foarte mult, cu voce tare, și toți cei din restaurant l-au aplaudat. Și nu o să poți ști, să aflu niciodată dacă l-au aplaudat pe el sau dacă au aplaudat textele mele. Eu cred că pe el l-au aplaudat, orice ar fi citit. Și după aceea l-am rugat să vină chiar la sărbătorirea zilei mele aici, în Casa de la Țară, unde m-am stabilit în ultima vreme. Am rămas cu această amintire frumoasă, o amintire de neuitat. Radu Beligan în vizită la mine, în casa făcută de mine, în grădina cultivată de mine, parcă mi-a înnobilat acest loc.